Să rămânem în picioare pentru citirea textului. Deschidem la Leviticul, capitolul 25, pagina 137 în Biblie. Leviticul, capitolul 25, de la versetul 23 la 34. Leviticul 25, de la versetul 23 începând. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. De aceea, în toată țara pe care o veți stăpâni, să dați dreptul de răscumpărare pentru pământuri. Dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare și stă în putință lui singur să facă răscumpărarea, să socotească anii de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului ce prisosește și să se întoarcă la moșia lui. Dacă n-are cu ce să-i dea înapoi, lucrul vândut să rămână în mâinile cumpărătorului până la anul de veselie. La anul de veselie el să se întoarcă la moșia lui și cumpărătorul să iasă din ea. Dacă un om vinde o casă de locuit într-o cetate înconjurată cu ziduri, să aibă drept de răscumpărare până la împlinirea unui an de la vânzare. Dreptul lui de răscumpărare să țină un an. Dar dacă această casă, așezată într-o cetate înconjurată cu ziduri, nu este răscumpărată înainte de împlinirea unui an întreg, ea va rămâne de veci cumpărătorului și urmașilor lui, iar în anul de veselie să nu iasă din ea. Casele din sate care nu sunt înconjurate cu ziduri să fie privite ca țarini de pământ. Ele vor putea fi răscumpărate și cumpărătorul va ieși din ele în anul de veselie. Cât privește cetățile leviților și casele pe care le vor avea ei în aceste cetăți, leviții să aibă un drept necurmat de răscumpărare. Cine va cumpăra de la leviți o casă să iasă în anul de veselie din casa vândută lui și din cetatea în care o avea, căci casele din cetățile leviților sunt averea lor în mijlocul copiilor lui Israel. Ogoarele așezate în jurul cetăților leviților nu se vor putea vinde, căci ei le vor stăpâni de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Acesta a fost cuvântul lui Dumnezeu, textul biblic la care am dorit ca să privim în seara aceasta și Dumnezeu să ne ajute să putem ca să privim la el și să înțelegem ceva din el. Nu este prima dată, poate că unii dintre dumneavoastră au sesizat puțin, am mai predicat odată despre răscumpărare, deși atunci textul pe care l-am citit a fost altul. Aș dori în seara aceasta să reiau subiectul acesta, să ni-l reamintim și eventual să căutăm ca să îl înțelegem mai bine. Răscumpărarea este importantă, sunt trei cuvinte pe care eu le-am găsit în Biblie, care sunt sinonime, care toate aceste trei cuvinte vorbesc despre unul și același lucru, și anume despre lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, și aceste trei cuvinte sunt cuvântul răscumpărare, cuvântul mântuire și cuvântul izbăvire. Ele sunt, în general, sunt interschimbabile și vorbesc despre unul și același lucru, și anume despre mântuirea lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu dorește ca să îi atragă pe oameni la sine și să-i aibă pe oameni ca oamenii să fie oamenii lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, oamenii să fie proprietatea lui Dumnezeu, pentru că lucrul acesta ni se cere. Faptele acestea pe care le-am ascultat din cartea Leviticul sunt fapte mai deosebite. În timpul acesta, în ziua de astăzi, nu prea se vorbește despre lucrurile acestea. Problema aceasta a răscumpărării nu se mai pune în ziua de astăzi. Aproape nimeni nu mai vorbește despre răscumpărare. În mod practic, ea în cea mai mare parte nu se face. Nu există în lume. Există o aplicație foarte restrânsă în privința aceasta, nu se vorbește despre răscumpărare și nu se practică răscumpărarea. Este un procedeu mai vechi care nu se folosește în timpul prezent și de aceea cuvântul răscumpărare nu este niciun secret faptul acesta, căci de multe ori găsind cuvântul acesta în Biblie, nu prea îl înțelegem ce vrea să însemne. Și trebuie să știm bine lucrul acesta, răscumpărarea nu este cumpărare, sunt două cuvinte diferite, deși seamănă, dar sunt diferite și denumesc două noțiuni diferite. Răscumpărarea este întoarcerea unei proprietăți înstrăinate anterior înapoi la proprietarul original.
În ziua de astăzi nu se face lucrul acesta. Dacă cineva vinde un teren sau o casă sau o mașină, în cea mai mare parte a cazurilor nu se mai pune problema ca proprietatea aceea vândută să se întoarcă cândva, peste un timp, peste o lună, peste 6 luni, peste un an, să se întoarcă înapoi la proprietarul acela care a vândut-o. Nu se mai pune problema aceasta, însă trebuie să ținem cont de un anumit lucru, că problema aceasta și tranzacția aceasta a răscumpărării este tranzacție biblică. Este tranzacția lui Dumnezeu, inițiată și stabilită de Dumnezeu, de aceea noi trebuie să o cunoaștem bine. Tranzacția aceasta nu-și are originea pe pământ și n-au gândit-o în primul rând oamenii, decât în al doilea rând. Tranzacția aceasta în primul rând a fost gândită de Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat rânduielile acestea și poruncile acestea pe care le-am citit în legea lui Moise, suntem în cartea Leviticul, deci este legea lui Moise, ca să se facă lucrul acesta. Și întrebarea s-ar putea pune, de ce a dat Dumnezeu în poporul Israel atunci în antichitate o asemenea rânduială ca proprietățile acestea mari, deci nu este vorba despre proprietățile mici, o pereche de încălțăminte sau o haină, nu este vorba despre așa ceva, este vorba despre proprietățile mari, terenuri, case, sclavi, existau și sclavi pe timpul acela, aceste proprietăți mari să se întoarcă înapoi la proprietarii originali, deci ele să fie răscumpărate, să fie aduse înapoi și se poate pune întrebarea aceasta, de ce a dat Dumnezeu în poporul său pe care el l-a ales, popor deosebit, poporul lui Dumnezeu, de ce a dat Dumnezeu în poporul Israel porunci și rânduieli de felul acesta? Într-un mod deschis și expres în Biblie, nu prea găsim răspuns la această întrebare. Eventual, numai și numai prin eforturile noastre și ajutorul lui Dumnezeu, putem ca să înțelegem problema aceasta mai bine. Dumnezeu a dat poruncile acestea, dar de ce le-a dat? Unii oameni au spus că Dumnezeu a dorit ca în poporul Israel unii oameni să nu ajungă mult mai bogați decât alții. În momentul când s-au dat poruncile acestea, poporul Israel încă nu era intrat în țara promisă, urma ca să intre și terenul acela, pământul acela al țării promise, țara cananiților care urma să devină țara lui Israel, țara aceea urma ca să fie împărțită între cele 12 seminții ale lui Israel și apoi terenul fiecarei seminții urma ca să fie împărțit între familiile acelei seminții și fiecare familie urma ca să aibă un teren. Și dacă unii oameni cumpărau multe terenuri și alți oameni devenind săraci își vindeau terenurile și ajungeau și mai săraci, se dezvolta o inegalitate socială și Dumnezeu ar fi dorit să nu se întâmple lucrul acesta. Aceasta ar fi o explicație, n-aș fi cu totul împotriva ei, este o explicație destul de elegantă, s-ar putea ca să fie chiar și adevărată și Dumnezeu să fi luat în considerare chiar și varianta aceasta să mențină o anumită egalitate socială în poporul Israel, s-ar putea ca să fie adevărată și explicația aceasta, ar mai fi încă o explicație. Aș spune că Dumnezeu a dat poruncile acestea cu privire la răscumpărarea terenurilor, a caselor și a sclavilor, ca să-i dea poporului Israel o anumită pildă și să-i învețe despre răscumpărare, să învețe despre necesitatea ca cel puțin proprietățile mari să se întoarcă înapoi la proprietarii originali și cunoaștem noi din Vechiul Testament căci în general problema aceasta și cunoștința aceasta a necesității răscumpărării a rămas în poporul Israel o perioadă destul de îndelungată și copiii lui Israel timp de secole au știut despre problema răscumpărării și chiar în timpul Noului Testament, în timpul când Domnul Iisus a fost prezent pe pământ și apostolii au fost prezent pe pământ, poporul Israel încă cunoștea problema răscumpărării și putea să se exprime în privința aceasta exprimare care este mai dificilă în ziua de astăzi pentru generațiile de acum, pentru că nu vedem cu ochii noștri și nu înțelegem atât de bine problema aceasta. Dumnezeu a dorit ca să dea o pildă pe care oamenii să o vadă cu ochii lor și în felul acesta, văzând-o cu ochii lor, să înțeleagă mai bine lucrarea lui Dumnezeu, pentru că am spus că planul și originea acestei lucrări sunt din cer și nu de pe pământ, și anume de la Dumnezeu. Încă pe timpul acela și înainte de timpul acela, chiar înainte de timpul lui Moise, s-a sesizat și Dumnezeu a sesizat înstrăinarea unei părți a proprietății lui Dumnezeu de la fața lui Dumnezeu. Toate lucrurile care sunt aparțin de drept lui Dumnezeu.
toate lucrurile și toate ființele care sunt nu numai pe pământul acesta pe care trăim noi, ci în tot universul, aparțin de drept lui Dumnezeu. Poate veți spune întrebarea de ce? Răspunsul este simplu, lucrul acesta se întâmplă și este adevărat în virtutea actului creator al lui Dumnezeu. Cine a creat universul? Dumnezeu l-a creat. Cine este proprietarul de drept al universului și al tuturor lucrurilor din univers? Păi numai și numai acela care a avut puterea ca să aducă universul la existență, să-l facă ca să existe. Deci toate lucrurile pe care le vedem noi și pe care nu le vedem, toate lucrurile și ființele pe care le vedem și nu le vedem, aparțin de drept lui Dumnezeu. Însă mai știm noi că într-un mod subtil, într-un mod mai ascuns, nu chiar așa pe față, nu chiar așa în văzul tuturor, nu chiar așa ca să înțeleagă atât de ușor toți oamenii, și lucrul acesta continuă să rămână adevărat până în ziua de astăzi și trebuie să fim foarte bine conștienți de lucrul acesta. Cineva a început să se facă într-un mod nedrept stăpân peste lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile care nu-i aparțineau. Cine este acela? Este diavolul. A început ca să se facă stăpân peste o parte, nu peste toată, ci peste o parte din proprietatea lui Dumnezeu. Și atunci, pe timpul acela, când Dumnezeu a văzut că se întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu în sinea sa a emis și a conceput planul acesta, planul de răscumpărare. Și Dumnezeu a hotărât că și lucrurile înstrăinate de la fața lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Aceasta este răscumpărarea și Dumnezeu a hotărât, deși poate că nu ar fi fost chiar atât de necesar, Dumnezeu totuși a hotărât că pentru ca această răscumpărare spirituală și cerească să aibă parte, Dumnezeu a hotărât ca să se plătească prețul și Dumnezeu probabil că a insistat ca prețul acesta să se plătească și găsim noi în Noul Testament, în Epistola lui Petru, versetul acela care ne este destul de cunoscut. În 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 18, cuvintele acestea care în general le-am mai auzit, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Deci iată, sângele Domnului Iisus Hristos a fost dat pentru ca să se plătească prețul răscumpărării. Probabil că n-ar fi fost neapărat necesar să se facă lucrul acesta, dar înțelegem că probabil a existat o insistență în privința aceasta, pentru că așa a fost dorința și așa a fost planul lui Dumnezeu ca să se facă răscumpărarea. Așa cum am spus, concepția cu privire la răscumpărare, concepția cu privire la faptul că bunurile înstrăinate, proprietățile mari, casele, terenurile, sclavii, trebuiau să se întoarcă înapoi la proprietarul original. Concepția aceasta a rămas în poporul Israel perioadă îndelungată de timp. Îl găsim în 1 Împărați, capitolul 21, îl găsim pe Nabot, un om din Israel căruia i s-a cerut ca să înstrăineze proprietatea pe care o moștenise de la părinții săi, el n-a acceptat. Cu un preț mare, cu un preț foarte mare, cu prețul vieții lui, nu a acceptat. Ahab, împăratul țării, Ahab, împăratul regatului de nord, a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Nabot nu cred că a dat răspunsul acesta și nu și-a arătat hotărârea aceasta de a păstra moștenirea părinților săi doar datorită faptului că își amintea și căuta să cinstească memoria părinților săi, ci și datorită faptului că își cunoștea legea lui Dumnezeu, legea lui Moise, și căuta ca să respecte legea aceasta și știa că proprietatea trebuie să rămână la proprietarul original sau, dacă în condiții deosebite se înstrăinează, ea trebuie să se facă anumit eforturi pentru ca ea să se întoarcă la proprietarul original. Și Nabot n-a dorit nici de cum să își dea terenul său, să-și vândă terenul său lui Ahab, chiar dacă urma ca să primească un preț bun pe el, n-a dorit, ci a dorit să-l păstreze. Și iată, prin Izabela, prin nevasta regelui Ahab,
care știm noi cine a fost Izabela, n-a fost din Israel, a fost din țara vecină, n-a fost din Avram. Iată, Nabot a fost lovit, asasinat și și-a pierdut viața. Și încă și mai târziu, dacă trecem la cartea prorocului Ieremia, la capitolul 32 cu versetul 8, deci într-o perioadă și mai târzie, după timpul acela al lui Ahab și al lui Nabot, încă găsim lucrul acesta. Și Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine după cuvântul Domnului în curtea temniței și mi-a zis: cumpără ogorul meu care este la Anatot în țara lui Beniamin, căci tu ai drept de moștenire și de răscumpărare, cumpără-l! Am cunoscut că era cuvântul Domnului și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot și i-am cântărit argintul 17 siclii de argint. Deci iată, încă și pe timpul acela, cei din Israel cunoșteau legea lui Moise, cunoșteau regula răscumpărării. Dumnezeu a dorit ca neapărat răscumpărarea să se facă. Dumnezeu a căutat ca să implice chiar și rudele celor care urmau ca să devină într-un anumit moment săraci și să trebuiască să-și vândă casa sau să-și vândă ogorul, și Dumnezeu a rânduit și lucrul acesta, căci rudele celui care, ruda cea mai de aproape, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Deci să se facă lucrul acesta pentru ca răscumpărarea într-adevăr să se facă oricum, dar ea să se facă și proprietatea vândută să se întoarcă înapoi la proprietarul original. Și apoi, tot în Vechiul Testament, este bine ca să ne reamintim și lucrul acesta, Dumnezeu a mai poruncit și anul de veselie. Odată la 50 de ani în poporul Israel trebuia să fie anul de veselie. Și dacă la sosirea acelui an de veselie încă urmau ca să fie în poporul Israel proprietăți vândute, înstrăinate și nerăscumpărate, în anul de veselie ele trebuiau ca să fie întoarse la proprietarii originali, fără plată și fără bani. Deci răscumpărarea, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, trebuia să se facă neapărat. Și proprietățile înstrăinate trebuiau ca să se întoarcă înapoi la proprietarii originali. Ce spectacol trebuie să fi fost în poporul Israel odată la 50 de ani! O mulțime de proprietăți înstrăinate trebuiau să se întoarcă la proprietarii originali. Era vorba despre o renunțare, era vorba despre o ascultare de Dumnezeu, era vorba despre lucruri deosebite, era vorba despre rânduieli cerești care trebuiau ca să fie aplicate pe pământ. Era vorba ca să fie o mare veselie și o mare bucurie întotdeauna în poporul Israel din 50 în 50 de ani și proprietățile trebuiau ca să se întoarcă înapoi la proprietarii originali. Este mai greu de înțeles lucrul acesta în ziua de astăzi, de aceea am căutat într-o anumită măsură să-l accentuez, să mă repet într-o anumită măsură ca să înțelegem mai bine un concept care este concept biblic. Nu contează dacă conceptul acesta în ziua de astăzi este puțin aplicat în societate, este puțin înțeles. Noi trebuie să-l înțelegem, pentru că este din cuvântul lui Dumnezeu, este concept biblic. Trebuie să-l înțelegem și să știm căci el ne vorbește despre răscumpărarea lui Dumnezeu. Oamenii s-au îndepărtat de la fața lui Dumnezeu. Altcineva a căutat ca să se facă stăpânul oamenilor. Cine este acesta? Nu este altul decât diavolul și satana, și oamenii trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu și să se reîntoarcă înapoi la Dumnezeu și să aparțină lui Dumnezeu. Problema nu se pune că noi doar trebuie să purtăm un nume, noi trebuie să ne numim creștini sau trebuie să ne numim creștini penticostali sau creștini de vreo altă nuanță. Problema nu se pune că noi să căutăm să citim în Biblie și să cunoaștem Biblia, să avem cunoștințe biblice. Problema nu se pune ca noi să trebuiască să aparținem de o biserică și așa mai departe, să fim oamenii lui Dumnezeu, să fim ascultători de Dumnezeu. Toate acestea sunt lucruri bune și necesare. Problema se pune mai profund decât atât. Noi trebuie să aparținem lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim proprietatea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să fim proprietatea diavolului. Se pare că nu există altă cale decât acestea două.
Ori ești a diavolului, ori ești a lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim a lui Dumnezeu. Noi care ținem Biblia în mâinile noastre, noi care o citim, noi care ne rugăm lui Dumnezeu, noi care suntem prezenți în casa de rugăciune, noi trebuie să avem cunoștința aceasta profundă, aprofundată, noi trebuie să fim proprietatea lui Dumnezeu. Iată Apostolul Pavel, noi trebuie să aparținem în întregime lui Dumnezeu, să fim proprietatea lui Dumnezeu. Nu suntem ai noștri înșine, nu suntem stăpâni pe propria noastră soartă, Dumnezeu este stăpân, nu suntem și nu trebuie să fim ai diavolului, ci trebuie să fim ai lui Dumnezeu, proprietatea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel cunoștea lucrurile acestea în două din epistolele sale, cel puțin cât am privit eu în epistola către Romani. Primele cuvinte, Apostolul Pavel spune așa, în primele cuvinte, în primele versete: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Deci Pavel a spus așa: Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Ce înseamnă robul? Robul înseamnă proprietate, ești al altuia, nu ești al tău. De asemenea, și în epistola către Filipeni citim cuvinte asemănătoare pe care le-a scris tot Apostolul Pavel, epistola către Filipeni, tot în primul verset: Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Iată, Apostolul Pavel a cunoscut lucrurile acestea. De fapt, sunt concepte biblice mai multe la număr, nu doar conceptul răscumpărării, pe care cei care au trăit acum vreo 2000 de ani sau peste 2000 de ani le-au înțeles, mi se pare mie, mai bine decât noi. Trăim într-o epocă modernă, trăim într-o epocă în care învățăturile biblice și cunoștințele biblice oarecumva sunt mai diluate, oarecumva sunt mai atenuate, ajungem la ele oarecumva mai greu, dar trebuie să ne străduim să ajungem la ele, să le înțelegem și, desigur, să le și aplicăm în viața noastră. Chiar și cu conceptul acesta al răscumpărării, este un concept pe care oamenii îl înțeleg mai greu. Proprietatea înstrăinată trebuie să se întoarcă înapoi la proprietarul original. Oamenii care au fost răpiți de către diavolul, peste care diavolul s-a făcut stăpân într-un mod nedrept și nejuridic, pentru că proprietarul de drept al tuturor oamenilor și al tuturor lucrurilor este Dumnezeu în virtutea actului său creator, și diavolul care s-a făcut stăpân a comis o nedreptate și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și trebuie să fim conștienți că este necesar procesul și lucrarea răscumpărării ca noi să aparținem lui Dumnezeu. Lucrul acesta este mai greu de înțeles. Dacă se vorbește și dacă vorbim oamenilor despre mântuire în ziua de astăzi, oamenii ne vor întreba: mântuire? Izbăvire? Izbăvire din ce? Doar trăim bine, trăim eventual în America, avem casă, avem mașină, avem și bani, avem de toate, avem spectacole, avem aparate, tot felul de gadgeturi, vedem tot felul de spectacole, suntem și sănătoși, nu ne lipsește nimic, de unde să fim izbăviți? Din ce? Trebuie să fim izbăviți din robia diavolului, pentru că libertatea există doar atunci când aparținem lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Lucrurile despre care nu se vorbește atât de mult, lucrurile care ajung mai rar și mai greu la cunoștința oamenilor, sunt mai greu de înțeles. În urmă cu 130-40 de ani, era foarte greu să-i vorbești unui om despre o mașină care se ridică în aer la înălțime și zboară pe acolo, pe sus. Pe timpul acela, în urmă cu vreo 130 de ani, specialiștii considerau că doar obiectele mai ușoare decât aerul se pot ridica în aer. Doar niște baloane care să fie umplute cu un gaz ușor, mai ușor decât aerul, au tendința de a se ridica în aer și pot ca să rămână acolo în aer. Înainte de a se călători cu avioanele peste Atlantic, este bine să știți că s-a călătorit cu baloanele puțin, mai puțin, pe o scară mai restrânsă, dar au fost oameni care au călătorit din Europa în America și invers cu baloanele înainte de al doilea război mondial, s-a călătorit doar pe o scară mai restrânsă, călătorii destul de dificile, bineînțeles cu viteze mult mai mici, dar s-a călătorit cu baloanele umplute cu ceva mai ușor decât aerul ca să stea acolo la înălțime. Deci este greu, a fost greu să zicem pe timpul acela să le vorbești oamenilor despre un aparat mai greu decât aerul care zboară la înălțime și chiar zboară cu viteze mari și mulți oameni nu puteau să creadă în anul 1903. Aici în America, deci în urmă cu 112 ani. Aici în America erau doi frați, frații Wright, frați de corp, doi frați,
care se ocupau cu repararea bicicletelor și aveau ei și gândul acesta să facă cercetări și le-au și făcut. Ani de zile au cercetat și au experimentat să facă ceva o bicicletă care se ridică în aer. Și până în cele din urmă au reușit și după ani de zile de încercări, în 1903, pentru prima dată, frații Wright, cei doi frați, s-au ridicat în aer cu aparatul construit de ei. Însă s-au ridicat în aer poate 10 feet sau cât înălțime, nu știu cât a fost înălțimea, o lungime de aproximativ poate 200-300 de feet. Aparatul lor a zburat prin aer, însă ei erau într-un loc foarte retras pentru că n-aveau nevoie ca să-i deranjeze nimeni în munca lor și în încercările lor de a crea un aparat care să zboare prin aer, într-un loc retras. Și atunci când aparatul lor, în sfârșit, după ani de zile de încercări, s-a ridicat în aer și a zburat, ei au scris un articol și l-au trimis la ziar. Cei de la ziar n-au spus nu, pentru că nimeni n-a văzut lucrul acela decât ei doi. Cei de la ziar n-au spus nu, nu publicăm articolul acesta. L-au publicat, însă l-au diluat atât de mult și au atenuat atât de mult afirmația aceea care era acolo în articol, că aparatul mai greu decât aerul s-a ridicat și a zburat prin aer. Nu se putea crede pe timpul acela așa ceva. Au diluat articolul acela atât de mult încât realitatea aceea care a fost acolo pe una din plajele Atlanticului, unde erau ei izolați acolo și efectuau încercările, nimeni n-a putut să înțeleagă din rândurile pe care le-a citit în ziar că a fost vorba despre zborul unui avion, primul zbor al unui avion. Pentru că nu erau obișnuiți cu așa ceva. De aceea și problema răscumpărării trebuie să ne obișnuim cu ea, să o înțelegem, să știm că răscumpărarea este mântuire, este izbăvire, este trecere din proprietatea unui stăpân rău în proprietatea unui stăpân bun. Nu este tot un al să fii sclavul unui stăpân rău sau al unui stăpân bun, și probabil că doar aceia care au fost sclavi, noi n-am fost, pot să înțeleagă mai bine lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu a dat și alte pilde în Biblie, mai găsim și alte pilde în privința aceasta care ne ajută ca să înțelegem conceptele pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor, și desigur că doar în felul acesta putem ca să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit ca să plătească prețul păcatelor oamenilor. Domnul Iisus Hristos a venit ca să plătească prețul răscumpărării, prețul obținerii, trecerii acesteia înapoi a proprietății înstrăinate. Și cei din poporul Israel, atunci când făceau răscumpărare, trebuiau ca să plătească prețul răscumpărării. Ea nu se făcea gratuit decât numai și numai în anul de veselie. Și Avram, găsim în Genesa, în capitolul 23, Avram, atunci când a fost nevoit ca să cumpere un teren, pentru că era străin acolo în țara cananiților, era străin și nu poseda terenuri acolo în țara cananiților, trebuia ca să cumpere un teren atunci când Sara a trecut din viață și a căutat să-l cumpere de la fiul lui Het, dar nu a acceptat ca să-l primească pe gratis. A insistat ca să se plătească prețul acela și s-a plătit în final prețul acela, și Efron Hetitul a făcut aluzie și a spus: 400 de sicli de argint, ce este aceasta între mine și tine, îngroapă-ți dar moarta. Și Avram a înțeles pe Efron, Avram a cântărit lui Efron prețul cumpărării despre care vorbise în fața fiilor lui Het, 400 de sicli de argint care mergeau la orice negustor. Pe timpul acela, pe timpul lui Avram, deci în urmă cu 4.000 de ani, Avram a trăit cu vreo 2.000 de ani înainte de Mântuitorul, de Domnul Iisus Hristos, și încă 2.000 de ani până la noi de atunci, deci vreo 4.000 de ani. Pe timpul lui Avram nu existau bani. Nu existau bani metalici, monedă metalică bătută, nu existau bani de hârtie, nici atât, nu existau bani. Oamenii totuși aveau metalele prețioase pe timpul acela, aveau aurul, aveau argintul, aveau cuprul, poate și altele, și tăiau bucățele, făceau niște bucățele. Erau niște bucățele cu o formă oarecumva cubică, să zicem. Nu aveau nimic însemnat pe bucățica aceea, nu era o stemă a unei țări, era doar o bucățică. Și bucățica aceea, că era de aur sau era de argint, se numea siclu. Și Avram a înțeles că trebuie să numere 400 de bucățele din acelea de argint ca să plătească prețul. Deci s-a plătit un preț pe timpul acela, și în răscumpărarea cerească a lui Dumnezeu la fel. Dumnezeu a hotărât să se plătească prețul. Prețul s-a plătit la Golgota. Și datoria noastră este să ne străduim, să aparținem lui Dumnezeu. Întrebarea se pune: cum putem ca să demonstrăm că nu aparținem diavolului, ci aparținem lui Dumnezeu? Rămâne să ne mai gândim la lucrul acesta, dar aș propune o variantă, și anume
Am putea ca să demonstrăm faptul că aparținem lui Dumnezeu prin viața pe care o trăim și prin ascultarea pe care o avem. Dacă ascultăm de Dumnezeu, cred că putem prin ascultarea noastră să demonstrăm că aparținem lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Oameni credincioși care au ascultat de Dumnezeu au fost în toate timpurile. Despre Iov se spun câteva lucruri și anume patru lucruri se spun despre Iov. Omul acesta era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău, așa scrie în versetul 1 și dacă recitim în versetul 8, cuvintele lui Dumnezeu sunt aceleași rostite chiar de Dumnezeu. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu, Iov, nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Iată patru calități prin care Iov a putut ca să arate credința lui în Dumnezeu și mai mult decât atât a putut ca să arate calitatea aceea ultimă pe care am căutat ca să o scot în evidență ca aparținut lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne străduim, să arătăm tuturor, oricui, că aparținem lui Dumnezeu. Dacă nu aparținem lui Dumnezeu, este grav, este foarte grav, nu vreau să spun mai multe. Dumnezeu să ne ajute să aparținem lui. Amin.